Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la Fabrica. Nici usturoi n-am mâncat și nici gura nu-mi pute. Cam asta ar fi concluzia după conferința de presă pe care au organizat-o astăzi liderii partidului Platforma Demnitate și Adevăr. Nu știu de ce, dar astăzi au ieșit în cadrul, în fața presei, fiind lideri ai unei alte entități politice. Nu prea am înțeles care a fost scopul. Bine, până la urmă nu-și asumă deloc, așa cum au mai făcut-o și la protestele precedente, fie cele din fața Parlamentului, la fel de violente, fie cele din fața unei instituții sau unei clădiri din capitală, nu-și asumă responsabilitatea, nu-și asumă absolut nimic, nici capetele sparte ale polițiștilor și nici acele pagube pe care le-au adus protestatarii. Ba mai mult, strigă în gura mare că cei care au aruncat cu pietre sunt provocatori și chiar polițiști deghizați. Invitația emisiunii de astăzi, cu care vom vorbi despre acel protest, protestul de ieri, care trebuia să fie pașnic, care până la urmă nu a mai fost pașnic, despre cine și ce responsabilitate trebuie să aibă, cine și ce răspundere trebuie să poartă. Invitații emisiunii de astăzi, așa cum vă spuneam, sunt șeful adjunct al Inspectoratului Național de Patrulare, Liviu Baziuc. Bună seara, domnule Cornel, bine ați venit la Fabrica. De asemenea, vorbim cu analistul Corneliu Ciurea. Bună seara, domnule Ciurea, bine ați venit la Fabrica. Invitat este și directorul Credo, Sergio Staff. Bună seara, domnule Staff, bine ați venit la Fabrica. Și analistul media, Cristian Tabără. Bună seara, domnule Tabără. Bună seara. Eu, înainte de a începe discuția, vreau să revedem câteva declarații făcute de liderii partidului Platforma, da, despre poliție, ce trebuia să facă poliția, ce nu trebuia să facă, după care discutăm. Ce se întâmpla la protestatarii sau victimele polițiștilor? Veneau și aruncau cu pietre în cort sau în casa dumneavoastră, doamna Stase, la cod? Poliția trebuia să intervină. Vă rog, altă întrebare. Va trebui să mă ridic de aici, probabil, să chem poliția să vă dea afară. După ce i-au numit pe jurnaliștii prezenți la conferința de presă imbecili și ratați, liderii Partidului Demnitate și Adevăr al interlopilor Țopa au făcut haz de necaz pe seama polițiștilor care au fost răniți de către protestatarii violenți. Întrebați dacă își vor cere scuze de la familiile polițiștilor răniți, frații Năstase au răspuns negativ. Îi dă cu spray în ochi altui polițist? Și eu să mă duc, domnul, scuzați-mă, vă rog. Mai mult, fratele liderului Partidului Interlopilor Țopa, Vasile Năstase, afirmă că știrile despre polițiștii agresați ar fi o informație inventată și nu corespunde adevărului. Ce s-a întâmplat la strada bulgară? Chestiile acestea cu polițiști răniți sunt ridicole. Absolut ridicole. Polițiștii internați cu plăci provocate de pietre regretă aceste afirmații și spun că imaginele surprinse în timpul protestelor vorbesc de la sine. Nu sunt de acord cu aceea, fiindcă leziunile cum au fost provocate. Sunt mulți oameni care pot să confirme asta, cum a fost și s-a petrecut în strana bulgară, că protestatarii au fost violenți. Faptul se dovedește când e internat în spital. Piatra a zburat, m-a lovit și astăzi stau internat. Așa cum a curs sânge din partea stângă, unde am fost lovit. Și chipiul de sânge unde am fost lovit tot. În mulțime veneau pietre, piatra am fost lovit și eu. La finalul manifestațiilor violente de ieri, și un alt lider al formațiunii, în spatele căruia stau oligarhii Victor și Viorel Țopa, a afirmat că nu vede nicio problemă în faptul că polițiștii au fost agresați. Nu e o problemă, dragi polițiști! Pentru asta sunteți plătiți, antrenați! Treceți de partea poporului, nu să vă dăm flori! În replică, un internaut l-a acuzat pe Kiril Moțpan că este plătit de oligarhii Țopa să primească pietre în cap, amintind situația când în altercațiile din ianuarie lui Moțpan i-au spart capul. Ieri, și membrul Comisiei Electorale Centrale Ștefan Urâtu a îndemnat manifestanții să incendieze un camion parcat în centrul capitalei. Prin intermediul unui comunicat de presă, Sindicatul Demnitate și-a exprimat regretul că organizatorii nu au asigurat buna desfășurare a protestului și au declanșat acțiuni violente în adresa polițiștilor. Totodată, aceștia au solicitat tratarea cu respect a forțelor de ordine. Ca urmare a violențelor de duminică, au avut de suferit 17 polițiști, 5 dintre care sunt internați.
Am revenit în studio, mă solidarizez cu jurnaliștii, colegi numiți de liderii platformei, partidului Platforma, dar numiți imbecili și ratați, probabil suntem și noi cei de aici niște imbecili și niște ratați. Vreau să încep discuția cu dumneavoastră, domnule colonel. Nu știu în ce măsură vă așteptați de la fostul coleg Moțpan să spună că sunteți plătiți pentru a lua pietre în cap, eu știam că sunteți plătiți pentru altceva. Chiar cu puținii bani pe care îi ia polițistul în fiecare lună, dar pentru altceva. Nu să vină domnul Moțpan să zică ce a zis. Dacă vreți să vă referiți la declarațiile făcute de domnia sa, vă rog, dar dacă ne puteți oferi și mai multe detalii despre polițiștii răniți, dacă într-adevăr e o aberație, polițist rănit la cap și dacă este ceva ridicol. Încă o dată vreau să spun bună seara și prima de la ce aș vrea să încep este exprimarea regretului că în urma manifestațiilor de ieri au avut de suferit oameni, indiferent cine sunt, polițiști, civili, vreau să spun că toți sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Urmare unui eveniment despre care, apropo, organizatorii au declarat și au anunțat că va fi unul pașnic. Apropo despre unul pașnic, cu două zile înainte, cu câteva zile înainte de protest, dădeam o înregistrare unde apărea vocea, unde era vocea domnului Tomacinski, iarăși fost coleg cu domnia voastră, dânsul este veteran al războiului de la Nistru, veteran al Ministerului de Interne, care vorbea despre vom aplica anumite tactici de luptă de stradă pentru a rupe cordoanele de poliție. Apropo, dacă se deschid niște paranteze, tradițional este deja o bună practică implementată de către Poliția Republicii Moldova, deci înainte de fiecare manifestare, să zicem așa, concert, meeting de protest, deci sunt invitați organizatorii manifestației la o ședință tehnică, să spunem așa, deci în cadrul căruia se discută referitor la toate acțiunile care ei urmează să le întreprindă. Deci se discută referitor la locurile de protest, la unele puncte unde ei urmează sau tind să se deplaseze, să picheteze, să protesteze, se discută referitor la însoțirea participanților, la acordarea trecerii, deci toate aceste momente, inclusiv și unele informații referitoare la, să spunem așa, acțiuni violente. Fapt despre care, de fapt, domnul ministru afacerilor interne a anunțat în cadrul conferinței de presă că există informații că evenimentul ar putea degenera în unul violent. Vreau să spun că provocările, de fapt, în cadrul evenimentului din 24 aprilie au început deja de la guvern. Atunci când s-a anunțat efectuarea unui cerc în jurul guvernului, deci o parte de protestatari am plasat în zona centrului, deja jos la scări, s-au apropiat de cordonul polițiștilor. Deja au apărut câteva tentative de intimidare a polițiștilor, s-au atestat niște provocări, dar polițiștii care sunt în misiune ca negociatori, deci au amplanat situația și datorită acțiunilor poliției, situația s-a calmat la momentul dat. Ceea ce s-a întâmplat deja la strada Bulgară, când evenimentele au degenerat în acțiuni violente, toți ați vizionat acum secvențele, deci au arătat situația inversă. Deci declarațiile și afirmările organizatorilor au apărut divergență. Cât de violenți au fost protestatarii și dacă într-adevăr au aruncat o singură pietricică, că asta am auzit și de la unii lideri acestui partid, Platforma Demnitate și Adevăr, că este o ridicolă, că polițiștii și-au dat unul altuia cu spray în ochi. Mai mult am văzut declarațiile în care Andrei Năstase, poate greșesc, spunea că s-a folosit spray paralizant. Unele surse media spuneau despre spray asfixiant. Eu nu știu, poate cetățeanul dat, domnul Năstase, poate este un expert în aprecierea gazelor lacrimogene, dar vă spun cu toată certitudinea că toate mijloacele speciale
aflate în dotarea poliției sunt exact cele conform nomenclatorului hotărârii de guvern. Vedem cu toții filmările. Deci nu trebuie să afirmăm noi că au fost așa sau au fost invers. Deci totul se vede din secvențele video. Vă spun eu în cunoștință de cauză că am fost nemijlocit la fața locului, strada Bulgară, intersecție cu Ștefan cel Mare, când protestatarii au aplicat mai multe obiecte contra cordoanelor de poliție, contra polițiștilor, inclusiv, de câte cunoașteți, au pătimit și cetățeni simple, deci pietre, ouă, cutii de ouă, diferite obiecte care au fost aplicate asupra angajaților de poliție. Au fost o ploaie de pietre. Asta e faptul demonstrat, se vede din secvențele video. O să trecem imediat și la ceilalți invitați, dar vreau să vă întreb cine erau persoanele agresive, dacă erau și veterani veteranii războiului de la Nistru, dacă erau și printre foști angajați ai Ministerului Interne, susținători ai acestei platforme, acestui partid. Păi nu putem să spunem cu exactitate în stare de ebrietate. Cine a fost? Da, erau persoane și în stare de ebrietate, erau persoane, deci persoanele violente chiar și acum până la moment se lucrează asupra identificării acestor persoane. Vreau să spun că au fost și persoane care încercau să îndepărteze persoanele violente, inclusiv și angajații ai poliției, lucrători operativi. Asta nimeni nu ascunde, dar în cadrul anchetei este grupul de anchetă care investigează cazul. Deci toate persoanele, se ridică toate mărturiile, secvențele video, deci se lucrează asupra identificării persoanelor violente. Eu am să mai revin la dumneavoastră, fiindcă are și domnul Ostaf o analiză juridică a protestului, revin imediat și atunci chiar îmi este interesant în ce măsură poliția putea aplica și alte prevedere ale legislației Republicii Moldova, dar s-a gândit în primul rând la integritatea cetățenilor pașnici, între ghilimele, care protestau acolo. Domnule Ciurea, scopul protestului de ieri, ce ați văzut, ce ați observat? Protest care a adunat, conform declarațiilor făcute de liderii Partidului Demnitate și Platforma Demnitate și Adevăr, aproximativ 100 de oameni, 100 de mii de oameni, așa spuneau. Poliția are alte cifre, dar o să revenim la acest lucru. Bun, eu am comentat evenimentul pe parcursul zilei. Totuși, inițial, credeam că va fi o acțiune pașnică. Îmi doream acest lucru, pentru că, bun, facem profeții care dorim să se împlinească. Dar, cu toate acestea, sigur, am urmărit cu regret după masă această degenerare și ferma mea convingere este că ea nu a fost una întâmplătoare. Eu cred că ea era luată în calcul această... acest apetit pentru violență era luat în calcul de organizatori. Acum, care este legătura între organizatorii mitingului de protest și acei oameni care au stat în spatele evenimentelor de după masă din strada Bulgară și Global Business Center, sediul de care este vorba, sigur, urmează să constate ancheta. Totuși, eu cred că, concluzionând, pentru că răspunzând pe scurt la întrebarea dumneavoastră, cred că protestatarii au obosit, protestatarii au căutat această confruntare violentă, pentru că deja nu au alte soluții și liderii acestor acțiuni de protest, mă refer la cei doi Năstase, Dolganiuc, Moțpan, se află într-o situație penibilă de a justifica această degenerare a acțiunilor de protest, cumva dând vina din nou, și atenționez asupra acestui, dând vina pe forțele de ordine. De fiecare dată când se întâmplă ceva, un soi de semi-revoluție sau revoluție de catefea, de oranjă în Republica Moldova, care nu este finalizată, de fiecare dată se dă vina pe forțele de ordine, de parcă ei ar fi cei care sunt responsabili de tot ce se întâmplă în țara noastră. Mă refer la evenimentele din 7 aprilie. Tot în fond, poate multor nu le plac aceste similitudini și comparații, dar eu consider că și atunci, pe nedrept, cei care au avut de suferit, dar cei asupra cărora a fost aruncată vina au fost forțele de ordine. Deci așa, nici până astăzi nu știm cine au... Apropo despre vina dată pe forțele de ordine, cei cu capetele sparte sunt
responsabili că nu purtau echipament corespunzător, că nu aveau cască pe cap. Mai mult, îi auzeam comentând pe liderii Partidului Platforma DAC că chiar pe domnul Moțpan astăzi în conferință, că poliția erau înarmați până în dinți și erau cu arme Kalashnikov, gata, probabil dânsul se gândea că erau gata să tragă în mulțimea pașnică, deși legea, din câte știu, nu le permite aplicarea sau utilizarea armelor din dotare. Din discuțiile care le-am avut ulterior, înțeleg că totuși forțele de ordine n-au recurs la toate mijloacele pe care puteau să le folosească. Am auzit și eu comentarii care spun că nu s-a întâmplat nimic grav. Ceea ce s-a întâmplat ieri putea să se întâmple și în Franța, în alte state europene și nu ar trebui să ne stresăm, așa, trebuie să fim pregătiți pentru aceste lucruri. Eu cred că vom mai comenta acest lucru, dar din câte totuși înțeleg și mi s-a spus de colegi, în statele europene forțele de ordine recurg mult mai dur la acțiuni de apărare și contracararea acestor gen de acțiuni. Deci, din câte înțelegem, asta este o evaluare prealabilă a mea personală, forțele noastre de ordine au fost destul de blânde în a contracara aceste acțiuni. E ușor de văzut cum a reacționat poliția germană atunci când unii au încercat să manifeste în afara legii împotriva venirii lui Obama în Germania. Îl implic în discuție și pe domnul ăsta, fiindcă e un subiect aparte, dacă s-a folosit, dacă poliția putea, trebuia să facă uz de toate prevederile legale, până la urmă totul, există o limită între drepturile omului, drepturile protestatarilor și obligațiunile omului legii. Primele observații pe care le-ați putea face și prezenta aici la Fabrica despre protestul de din data de 24 aprilie. Dar vedeți că după asta ați putea fi acuzat că sunteți vândut, cumpărat și plasat în zeci de mii de buzunare. Da, într-adevăr. De fapt, organizația pe care o conduc, noi sistematic ne ocupăm cu monitorizarea evenimentelor publice din 2006 încoace și o facem în baza unor criterii internaționale care vorbesc despre asta foarte, foarte clar. Adică, dar activitatea de monitorizare a întrunirilor în formă nesistematică a fost din anii 1996-97. Deci, practic, există o experiență foarte mare și am fost pe teren și în aprilie 2007-2009 și evenimentele mai devreme. Deci, practic, această demonstrație publică care a avut loc zilele acestea nu este ceva extraordinar. Și spunând aceasta, dacă ne uităm peste mai multe secvențe care s-au produs, per ansamblu, cred că totuși întrunirea a fost una pașnică cu trei incidente majore de confruntare și fiecare incident în parte trebuie să fie discutat. Dacă vorbim despre ceea ce s-a întâmplat în jurul guvernului, în opinia mea, poliția a gestionat exemplar acel incident în care un grup de protestatari a spart câteva pe lateral, să spunem așa, de pe Bănulescu Bodone și din partea Pușkin, două cordoane a poliției, dar a acționat foarte exemplar pentru că a deescaladat, a detensionat situația, oferind posibilitatea unor protestatari chiar să apropie de al doilea cordon a poliției și în formă de discuție a deescaladat situația. Deci a fost un comportament absolut exemplar. Eu nu am văzut o practică similară, de exemplu, în Germania sau în Grecia, atunci când poliția ar fi cedat parțial din teren și s-ar fi angajat într-o comunicare directă. Deci am fost martor la 10 astfel de demonstrații în alte țări occidentale. Acum, al doilea incident care s-a produs la intersecția Ștefan cel Mare Bulgară, într-adevăr, este unul în care tensiunea a fost culminantă absolut și, în opinia mea, și poliția și acolo a procedat exemplar, pentru că, în primul rând, primul cordon care a fost spart, din păcate, din partea unor câteva sute de protestatari destul de violenți, care au avut un scop foarte, foarte clar de a trece mai departe pe strada Bulgară, a s-a regrupat și a stabilit un alt cordon mult mai fortificat, vreo 10 sau 20 de metri mai adânc cu străzii Bulgară. Deci, și în sensul acesta, poliția nu a escaladat, nu a încercat să folosească tactici active de a împinge protestatarii spre strada Ștefan cel Mare, mai degrabă s-a retras, s-a regrupat
a folosit tactici pasive de menținere și constrângere, dar nu pentru ofensivă. Și utilizarea gazului a fost un singur incident, un singură acțiune de tipul ăsta pentru a, într-adevăr, calma un grup foarte și foarte violent care folosea pietrele. Sigur că dacă ne uităm peste atmosfera respectivă și noi am fost, monitorii noștri am fost în interiorul acestor evenimente, într-adevăr lumea este foarte încărcată și are un sentiment de răzbunare foarte mare. Nu toți, dar vorbim, cred că, despre 300, 400, 500 de persoane care sunt încărcați. O parte din ei sunt, într-adevăr, furioși de faptul că trăiesc într-o situație foarte dificilă și încearcă să proiecteze această nemulțumire față de polițiști, ceea ce nu este corect. Pe de altă parte, există o parte din oameni care vorbesc despre scenă, care vociferează, adică încearcă să tensioneze situația și să canalizeze furia aceasta față de anumite obiecte care nu au nimic comun cu evenimentul care se produce, ceea ce este absolut regretabil. Din nou, acum dacă ne uităm peste al treilea incident la GBC, a fost o situație diferită, care la fel poate fi discutată, dar în opinia mea, poliția a folosit de fiecare dată tacticile pasive de constrângere în sensul de a nu a permite escaladarea situației și a detenționa de fiecare situație prin comunicare. Dacă noi comparăm, într-adevăr, felul în care se comportă poliția din Germania sau din alte state, ei folosesc tacticile pasive de constrângere, de menținere ordinii publice, dar sunt situații, într-adevăr, când reacționează mult mai dur. În momentul în care există din partea unor protestatari violenți agresiune asupra poliției. Domnul Staff, o să revenim să discutăm despre mult mai dur și dacă era momentul și potrivit să se aplice limita de sus a legislației, dar vreau să-l implic în discuție și pe domnul Tabără, responsabilitate. Am urmărit conferința de presă, nimeni nu este responsabil. De fapt, domnul Baziuc este responsabil că ar fi infiltrat, mă refer la instituție, nu mă refer la dumneavoastră, ar fi infiltrat polițiști deghizați care ar fi provocat violențele. Sunt sau nu responsabili organizatorii protestelor de ce s-a întâmplat? Conform literei legii, da, sunt responsabili, dar există și responsabilitatea individuală care poate fi documentată pentru fiecare caz în parte. N-am să intru în detaliile acestui lucru pentru că nu intră în atribuțiile mele. Mai degrabă m-aș referi la ceea ce am auzit noi astăzi în această conferință de presă, unde au fost rostite lucruri absolut neașteptate din punctul meu de vedere și care au lăsat o impresie extrem de proastă. Mi-am petrecut toată ziua nefăcând altceva decât să scriu, să transcriu, să analizez, să învârt pe toate părțile lucrurile pe care le-au spus domnii care s-au așezat acolo în numele Consiliului Marii Adunări Naționale și nu în numele Partidului Platformei DA și nu în numele Platformei Civice DA. N-am înțeles până la urmă ce anume s-a dorit prin asta, cine în numele cui a vorbit, de ce toată această suprapunere, de fapt aceleași personaje care îmbracă de fiecare dată o altă haină în funcție de postura pe care doresc să-și o atribuie. M-am ostenit să fac asta pentru că, pe de altă parte, un domn respectabil pe care îl respect în continuare, ca pe mulți alții care și-au schimbat atitudinea față de mine doar pentru că lucrez unde lucrez, deplângea astăzi faptul că dacă în România făceam emisiuni despre cărți și vorbeam frumos despre ele, în Republica Moldova am ajuns să manipulez bonom și rotund, spunea domnia sa, uite, tot bonom și rotund voi rămâne și voi încerca să explic mai departe în emisiune cum anume manipulează și alții. Pentru că, sincer vorbind, trebuie să mă înscriu și eu în categoria rataților și a imbecililor, pentru că n-am altă variantă. Așa au fost numiți colegii mei, așa sunt și eu. Regret, pe de altă parte, faptul că reprezentanții ONG-urilor din media de data asta au ales din nou să tacă, deși nu e foarte clar dacă nu cumva și asupra lor se răsfrânge această etichetare. Cu toate că, din câte am înțeles de la reprezentanții mai multor formațiuni la un loc, există totuși mai multe categorii de media și Adrian are mai multe drepturi. Dar cine e Adrian? Asta rămâne, să vedem. Aflăm în următoarele părți ale emisiunii. Domnilor, luăm o scurtă pauză publicitară. Doamnelor și domnilor, revenim peste câteva minute. Stăm până la 23.00. Ne puteți urmări și pe pagina de Facebook și pe publica.md la transmisiuni live. Revenim în câteva minute.
Am revenit în studio, continuăm discuțiile despre protestul pașnic din data de 24 aprilie. Domnule colonel, revenind și la cele declarate de domnul Ostaf, că în alte state altfel intervine poliția în funcție de necesitate. Și atunci vreau să îmi spuneți care sunt, pe de o parte, prevederile legislației, ce vă permit, pe de altă parte să-mi spuneți și ce instrumente din dotare puteți folosi. Și aici am să vă reamintesc ce declarau și liderii partidului Platforma Demnitate și Adevăr, că ați fi folosit spray paralizant. Nu știu ce fel de spray aveți în dotare, nu sunt specialist. Unele media dădeau spray asfixiant, adică unul care duce la o asfixie. Nu vreau să fac acuzații, chiar nu sunt persoana care va da apreciere la acestor declarații, dar vă asigur că există un grup de anchetă care investigează cazul, care va da apreciere la toate acțiunile, inclusiv și acelea ale polițiștilor. Dar eu vreau să aduc la cunoștința societății civile că a protesta este dreptul cetățeanului, incontestabil. Paște. Da, dar sunt și unele obligații la participanți la manifestări. Deci nimeni nu a restricționat participanții la manifestare. Deci noi am fost cei, poliția, care permanent a fost în suportul cetățenilor, în construirea unui dialog cu protestatarii, cu liderii protestatari. Deci noi permanent am discutat și am contribuit la desfășurarea unui eveniment pașnic, fără de escaladarea situației în cele violente. Toată lumea întreabă de ce s-au aplicat aceste gaze. Vă spun, în dotarea poliției sunt gaze lacrimogene. De ce? Ca să excludem interpretarea legii. Eu nu o să citesc, eu o să citesc exact articolele din legea numărul 218. Deci, subiecții legii aplică forța fizică și mijloacele speciale conform nomenclatorului aprobat prin hotărâri de guvern în următoarele situații. Deci, pentru contracararea acțiunilor și reținerea persoanelor sau a grupurilor de persoane care tulbură grav ordinea publică prin acte de violență, întreprind acțiuni ce pun în pericol viața și sănătatea oamenilor, proprietatea publică sau privată, care ultragează forțele de ordine sau persoanele investite cu exercițiul autorității publice. Deci, în cazul dat, situația din strada Bulgară, când acțiunile degenerate în cele violente au pus în pericol viața cetățenilor, inclusiv și a polițiștilor prezenți la protest, deci, evident, în aceste condiții era necesar ca situația să fie aplanată. Poliția aplicând măsurile speciale ce se impuneau atunci la moment în limitele legislației în vigoare. Este vorba de gaze lacrimogene. Deci ele au fost aplicate ca și o măsură specială. Acest lucru este reglementat și descris de legislația expres. Deci vă asigur cu toată certitudinea că poliția nu a făcut abuz și a acționat în strictă conformitate cu legislația în vigoare. Ce prevede limita de sus a legii? Aplicarea căror instrumente, căror accesorii din dotare? Păi, dacă chiar și în cazul violențelor din strada Bulgară, chiar și în cazul violențelor din strada Cantemir, unde este clădirea Global Business Center? Eu cred că în general și nu, poliția nu va admite, să spunem așa, aplicarea plafonului maximum de intervenție polițienească. Vreau să subliniez că practicile internaționale, ele sunt mult mai, să spunem așa, dure. Ele sunt utilizate foarte pe larg de forțele poliției internaționale, de ceea ce noi putem să vedem, cum s-a referit și colegul, în Germania, vorbim de aceeași Franță, vorbim de aceeași Spanie. Deci practica internațională permite și legislația în vigoare dă posibilitate de a aplica mult mai dur în anumite acțiuni violente. Deci, spunem așa, dozajul sau măsura cea aplicată, ea este proporțional cu intențiile și acțiunile violente ale
persoanelor. Înțeles. Domnule Ciurea, dumneavoastră ați fost, ați asistat la evenimentele din 99, 2000, da, protestul studenților, acolo poliția tot a folosit, a aplicat legislația, diferențe. Dacă atunci s-a procedat mai corect, acum au procedat polițiștii mai corect și dacă vedeți undeva abuz și încălcare, fie de partea, fie că vorbim despre poliție, fie că vorbim despre protestatari și organizatori. Da, chiar vă mulțumesc pentru că îmi adresați această întrebare, deoarece în acea perioadă, sigur, am fost lector universitar și împreună cu studenții am ieșit la protest, cumva purtând responsabilitatea pentru soarta tinerilor care se aflau atunci în Piața Mare a Adunării Naționale. Dacă vă amintiți, în acea perioadă a avut loc un protest uitat deja împotriva taxei la troleibuz, atunci când, care a început de altfel cu aruncarea ouălor împotriva primăriei, care ulterior s-a transformat într-o altă mișcare situată în centrul, Piața Mare a Adunării Naționale, și care în două zile cumva a degenerat. Bun, eu eram atunci de partea protestatarilor, nu pot zice că a degenerat, dar cumva s-a încununat cu o confruntare între forțele de ordine și tineri și studenți. Vreau să vă spun că ulterior mi-am pus de multe ori această întrebare. Din ce cauză atunci s-a intervenit atât de dur? A doua zi, după, eu aș spune, măcel împotriva tinerilor, foarte mulți studenți de-ai mei au venit, bun, bătuți măr la facultate. Bun, pentru a-și descrie cumva peripețiile, dar evident că se mișcau destul de greu. Și nimeni, iată, noi vorbim de societatea civilă, dar atunci n-am văzut societate civilă care se deplâng, sau partide politice care se deplângă soarta tinerilor care atunci s-au aventurat într-o acțiune de protest. Ar fi multe de povestit. Îmi amintesc lectorii universitari care încercau să stăvilească această mulțime de tineri, cumva să-i tempereze. Mi-l amintesc pe Sergiu Nazaria, profesor care vrea să oprească tinerii de a intra în contact cu forțele de ordine. Deci au fost tentative serioase de a-i opri, nu s-a reușit. Dar am văzut această aplicare dură a forței și a democratizatoarelor. Atunci așa vorbeam despre bâtele, pentru că nu s-au folosit mijloace speciale, gaze lacrimogene. Erau scuturi, erau bastoane, ele au intrat în uz și tinerii au pățit bun ce au pățit. Acum e greu să spui cine a avut dreptate. Dar ceea ce remarc este că pe parcurs cumva această combativitate a forțelor de ordine a fost în scădere. Nu știu, este bine sau este rău? Pe de o parte este bine, că bun, nu este bine când poliția își bată cetățenii. Nu, poate nici nu este cazul, chiar cu siguranță nu este cazul. Pe de altă parte, ceea ce constat pe lângă diminuarea acestei combativități a forțelor de ordine, văd majorarea pericolilor față de securitatea statului. Din ce în ce mai mult apare pericolul unor violențe și organizării unor acțiuni de acest gen care urmăresc un scop foarte clar de a răsturna ordinea din stat. Din această cauză, bun, mai curând întrebarea mea vine către reprezentantul forțelor de ordine. S-a acționat bine în acea perioadă, în 2000? E cazul să revenim la această situație sau nu? Părerea mea este că totuși cumva este împărțită părerea mea. Cred că nu este bine să fie bătuți cetățenii, din contra, trebuie să fie apărați, dar în anumite situații totuși ei merită o mică văpară. Domnule Ciurea, dacă vreți să răspundeți, vă rog. Vreau să zic că de cursul de când, să spunem așa, s-au intenționat protestele. Protestele pașnice. Da, protestele pașnice. Deci poliția permanent a construit un dialog cu participanții, cu organizatorii. Deci până acum, eu cred că chiar și în ziua de 24 aprilie, ni s-a reușit să convingem participanții, chiar și aceleași persoane violente, ele au încetat acțiunile violente. Chiar și, spunem așa, cu prețul aplicării mijloacelor lacrimogene, care
totuși au permis ca situația să nu degenereze în acțiuni mult mai violente. Vreau să implic în discuție și societatea civilă, domnule Ostap, să revenim la discuția despre abuzuri și încălcări. Cine a abuzat, cine a încălcat? În ce măsură poliția a acționat corect? În ce măsură poliția nu a acționat corect și trebuia să le permită mai multe protestatarilor, dar iarăși și abuzurile și încălcările pe partea cealaltă a baricadei. Vorbim despre organizatorii protestelor, dar și participanții, și cei pașnici și cei violenți. Haideți să luăm într-adevăr acest episod la intersecția Ștefan cel Mare și Strada Bulgară. Pentru că noi avem 3 sau 4 filmări din mai multe unghiuri, dar există și presa care a filmat, dinamica a fost următoare. Au venit un grup de câteva sute de persoane care au fost opriți de un cordon de 2 sau 3 linii de polițiști și la un moment dat tensiunea a început să crească la punctul acesta de tangență între poliție și acest grup de protestatari. La un moment dat, grupul acesta de protestatari a fost fortificat de un număr și mai mare, cât de vreo 300-400 de persoane, și la momentul acesta s-a încercat spargerea primului cordon a poliției. Uitați-vă, în situația aceasta foarte concretă, ce a făcut poliția? Poliția a folosit tacticile pasive atunci când a făcut un pas în urmă și a încercat să intre în comunicare cu acest grup destul de agresiv de protestatari, nu a aplicat forță pentru a-i determina, deși ar fi putut să o facă inclusiv în bază legii, pentru că este o încercare de a destabiliza situația și este o încercare de a agresa polițiștii. Dar a făcut un pas în urmă și în sensul acesta a încercat de fapt să tempereze spiritul acesta agresiv. Sigur că nu a funcționat acest element și atunci poliția a fost nevoit să regrupeze, să-și fortifice rândurile, astfel încât prin prezența sa mult mai ponderată să-i determine să nu avanseze, să nu folosească agresiune în continuare. Și aici am văzut o construcție din partea protestatarilor atunci când au fost mult mai mulți și au încercat de acum pe laterală sau pe partea dreaptă să spargă cordonul fortificat a poliției. Și doar în sensul acesta poliția a folosit o tactică prin gazele acestei lacrimogene pentru a-i determina un grup cel mai violent din 5 sau 10 persoane care erau în centru a se stopa și a se retrage. În momentul acesta au fost aruncate și anumite petre. Poliția nu a răspuns prin utilizarea bastonilor sau altor tactici agresive de împrăștiere, deși ar fi putut să o facă în momentul în care tensiunea a crescut și mai mult. Și în sensul acesta a încercat să izoleze unele persoane agresive, i-a imobilizat și i-a reținut pentru... Deci a fost o acțiune discretă în raport cu anumite persoane cele mai agresive. Deci este o demonstrație pe scurt cu felul în care a procedat poliția în limitele legii și în limitele noțiunii de proporționalitate. Nu a depășit, nu a escaladat, a descaladat tensiunea de fiecare dată. Este un exemplu, eu aș spune că exemplar, cum ar trebui să procedeze poliția. Și eu vă spun că dacă această înregistrare o văd polițiștii din Germania, din Spania, o să spună că aceasta, într-adevăr, este un exemplu de comportament. Urmare a acestor acțiuni tactice nu a suferit nicio persoană, în afară de, într-adevăr, consecințele spray-ului lacrimogen. Dar este rezonabil ceea ce s-a întâmplat. Nu a existat un cap spart sau o lovitură de baston asupra oricărei persoane. Deci, aceasta vorbește despre felul în care poliția, în episodul acesta, a știut să proporționalizeze de fiecare dată acțiunea sa și să aplice tacticile pasive. Uneori, cu costul, din păcate, a integrității unor polițiști. Și am văzut 3-4 polițiști care au fost, într-adevăr, vătămați în urmare acestei. Dar a avut rezistență și, pe de altă parte, eu am apreciat foarte înalt anumit felul în care a gestionat poliția. Deci, prin urmare, eu spun că poliția, în sensul acesta, a avut inteligență să nu provoace, să tempereze, că, din păcate, din costul unor vătămări, a folosit tacticile absolut corecte. Acum, sigur că din partea unor protestatari care au îndemnat provocarea, și am văzut temperatura aceasta foarte înaltă, în special din cei care coordonau acțiunile, și printre ei erau foarte mulți polițiști, fost polițiști, sau cei cu experiență combativă. Ei, din păcate, nu au intervenit pentru a tempera spiritele unor protestatari. Și în sensul acesta eu îi blamez, pentru că confruntarea niciodată nu aduce la nimic bun. Și au sfidat până la urmă și normele
etice de comportament între polițiști și foști polițiști. Asta e aprecierea mea. Domnule Tabără, vreau să revenim la conferința de astăzi a organizatorilor protestelor din data de 24. Dumneavoastră ați analizat declarațiile. Eu doar câteva momente am să specific. Domnul Slusar spune că m-am convins ieri că trăim într-un stat polițienesc. Una din declarații. Doi, dacă ne uităm la domnul Dolganiu, care spunea ce am văzut în jurul guvernului, Strada Bulgară, instituția care se numește MAI nu mai aparține poporului, nu știu de ce Ministerul de Interne trebuie să aparțină neapărat poporului, și fostul polițist, colonelul Moțman, care a fost purtător de cuvânt al Ministerului de Interne în multe guvernări și la mulți ministri de interne, spune că un sentiment de rușine pentru poliție care s-a comportat ca o brută în anumite situații. Declarații de blamare au fost și din partea domnului Bodiștean și din partea domnului Plângău. Ce au încercat astăzi, de fapt, la conferință să facă? Să pună toată responsabilitatea în cârca poliției? Conferința în sine a fost un amestec de lucruri. Unul mai manipulator decât celălalt, din păcate. Și am să încerc să mă justific citând, într-adevăr, domnul Slusar, care a fost primul care a luat cuvântul, a încercat să motiveze toate lucrurile, vorbind în permanență despre un stat polițienesc, scopul fiind acela de a muta vina pe umerii poliției, fără a aduce argumente propriu-zise, se făceau tot timpul trimiteri vagi la lucruri pe care le-ar fi văzut filmate la televizor, în stânga și în dreapta, dar fără vreo dovadă concretă. În schimb, s-a încercat să acrediteze această idee că Moldova este un stat polițienesc. Am auzit destule argumente deja și probabil că cei care se uită cu bună credință la imaginile pe care le văd la televizor și nu numai la publica, ci la toate mijloacele de informare în masă, vor putea constata că n-a fost vorba despre niciun fel de brutalitate din partea poliției, așa cum s-a vorbit, ci dimpotrivă a fost vorba despre o intervenție excesiv de precaută, aș putea spune, a poliției și extrem de temperată în raport cu ceea ce ar fi făcut colegi din alte state în situații similare, tocmai pentru că în permanență se încearcă politizarea acestei situații. Apropo de politizare, domnul Slusar a încercat să motiveze lipsa oamenilor la protest prin pretinsa blocarea transportului public de către autorități, lucru care n-a fost nici pe departe real. Din potrivă, la un moment dat, cei care blocau traficul erau protestatarii înșiși, dar lucrurile urmează a mai fi cercetate. Se încearcă în permanență diabolizarea lui Plahotniuc, pentru că, de exemplu, domnul Slusar încerca să manipuleze emoțional referindu-se la prezența unor polițiști tineri în cordoanele de poliție, care ar fi urmat să devină victime sigure, ei fiind tineri și neexperimentați, unui plan diabolic pus la cale de cel care capturează statul. A urmat domnul Vasile Năstase, care a încercat să minimalizeze importanța numărului redus de participanți la meeting pentru a camufla eșecul, și aici spun că se amestecă mesajele, au fost transmise mesaje de toate felurile, așa încât cei care urmăreau să nu mai poată distinge foarte clar între ce este real, ce este manipulatoriu, ce este exagerat, ce nu este exagerat. Cert este că s-a mutat totul spre populism și demagogie. Apoi tot domnul Vasile Năstase a încercat să mute accentul pe așa zisa rezoluție votată în piață printr-un vot care numai vot nu se putea numi prin ridicarea mâinilor, pe care nu l-a numărat nimeni, dar în sfârșit un gest simbolic, evident. S-a vorbit despre așa numitul stat captiv pentru a justifica, de fapt, dorința de a prelua puterea celor care, dacă preiau puterea, rezolvă tot, dar niciodată nu au explicat cum anume ar putea să rezolve totul. S-a încercat promovarea cu orice preț a ideii alegerilor anticipate parlamentare odată cu cele prezidențiale, dar nu la data acceptată deja 30 octombrie, ci până în iunie. Pe de-o parte, se continuă diabolizarea și insultarea lui Plahotniu, care îi se atribuie tot felul de atribute, de la pitic la proxenet și nu mai știu ce altceva mai auzit acolo. Și aici fac o paranteză. Absolut nu are nicio importanță cine pentru cine lucrează sau cine împotriva cui vorbește sau cine ce păreri împărtășește, dar tipul acesta de discurs n-ar trebui să aibă nicio legătură cu cei care doresc să acceadă la putere într-un stat pe care îl vor democratic. Așa ceva cu siguranță nu sugerează o viitoare guvernare democratică. Mai mult decât atât, pe domnul Năstase l-am auzit, Vasile Năstase l-am auzit spunând ceea ce a fost citat de altfel și în material. Chestiile acestea cu polițiști răniți sunt ridicole, absolut ridicole. Și am auzit acolo un calcul statistic, nu știu de care, se încerca acreditarea ideii că un singur polițist n-a purtat cască, dar și acela cu rea credință n-a purtat cască, ca să poată fi lovit intenționat în cap, ca după aia să se victimizeze. De alt polițist. De un alt polițist deghizat. Dar și acești polițiști deghizați sunt toți ai lui Plahotniuc. Acum,
În momentul în care faci o asemenea afirmație, într-o conferință publică în care tu dorești să explici ce anume s-a întâmplat, trebuie să te gândești foarte bine, dar dacă nu cumva te afli complet în afara normalității unei asemenea manifestări, adică o conferință de presă. Mai rămânea să spun, dar nu, n-ai ce comenta, pur și simplu. Să vii să spui că n-a fost decât o singură victimă și că toate aceste chestiuni au fost înscenate și ridicole, asta mie mi se pare absolut complicat. Mai mult decât atât, se aruncă vina pe așa zis și provocatori la care s-a tot făcut răspundere, dar culmea, trimitere, dar culmea este că trimitere se făcea din timp. Să ne amintim că încă înainte de a începe protestul și în timpul protestului se tot spunea, noi știm că este provocator printre noi, noi știm că acești provocatori așa și pedicul. Păi dacă știați că sunt provocatori între dumneavoastră, de ce nu i-ați eliminat de la bun început? Că bănuiesc că vă cunoșteați unii pe alții sau i-ați... Dar nu, asta nu s-a întâmplat. Doar am fost preveniți că acești provocatori s-ar putea să facă niște rele, ca după aia să se spună, iată-i, v-am zis, provocatorii au făcut rele. Cu alte cuvinte, sunt... Cred eu că se încearcă de orice, cu orice preț fuga de răspundere a organizatorilor. Mai mult decât atât, unor personaje înalte din poliție li se atribuie din nou calificative de toate felurile și mai mult decât atât, domnii Jezdan, Pânzar și Cafcaliuc sunt numiți literalmente criminali. Se spune că aceștia au făcut 7 aprilie și că Pânzar este, citez, ca un bandit scos din pușcărie. În momentul în care tu faci asemenea afirmații într-o conferință publică, trebuie să te faci perfect răspunzător pentru el și ar trebui măcar o dată să aduci măcar o urmă de argument. Dar nu, asta nu s-a întâmplat deloc. Mai mult decât atât, s-a vorbit despre felul în care, tot domnul Vasile Năstase a vorbit despre spray-ul acela pe care îl califică în fel și chip ori iritant, ori paralizant, ori asfixiant, ori în sfârșit interzis și așa mai departe. Lucru care, iarăși, nu e dovedit în niciun fel. S-a mai lansat dezinformarea că masa protestatarilor este în creștere și se vorbește despre utilizarea în viitor a altor metode. Acestea se pare că n-au funcționat suficient de bine, se vrea ceva mai rău de atât. Se încearcă acreditarea ideii că poliția a apărat doar proprietățile lui Plahotniuc, dar nu și instituțiile statului. Ori aici trebuie să observăm un lucru, că de fapt se ignoră cu bună știință faptul că cele mai importante efective de poliție au fost masate în jurul guvernului. Acolo s-au aflat ele. În plus, intenția de a ataca sedii care aparțin lui Vlad Plahotniuc a fost anunțată în prealabil, așa că e datoria poliției să reacționeze. Și la fel ar fi reacționat poliția și dacă se vorbea în prealabil despre faptul că cineva ar fi atacat sediul Jurnal TV sau sediul locuinței lui Andrei Năstase. Era tot una sau oricărui alt cetățean sau oricărei alte companii care activează pe teritoriul Republicii Moldova. În momentul în care poliția are la cunoștință că se pregătește ceva, se pregătește și pentru o intervenție, datoria ei. Mai mult decât atât, vine domnul Dolganiuc și cu asta am să mă opresc, restul vă eventual povestesc mai încolo. Domnul Dolganiuc continuă diabolizarea clasei politice și numește pe politicieni mutanți politici și spune literal, ei nu sunt oameni. Iarăși, domnule Dolganiuc, iertați-mă, trebuie să mă adresez direct, dar ne-am cunoscut în mai multe ipostaze și vă respect în continuare. Faceți trimitere în permanență la meritele dumneavoastră în Moldova, pe care nu vi le calcă nimeni, dar pentru Dumnezeu, sunteți totuși om politic. Doar ceilalți sunt mutanți. Doar ceilalți nu sunt oameni. În sfârșit, se acuză în continuare MEAI-ul și poliția că nu mai aparțin poporului. Iată această demagogie generală în care totul trebuie să aparțină poporului și nimănui, de fapt. E greu de spus dacă ce înseamnă prin faptul că nu mai aparține poporului. Se vehiculează niște cifre alarmiste, dar nimeni nu indică surse. Presupuse cheltuieli zilnice și dobânzi plătite pe spinarea cetățeanului și a statului, se tot vorbește despre asta, dar se uită cu bună știință sau se omite cu bună știință suma cheltuită tot de stat pentru paza unor corturi goale, care au stat luni de zile goale aproape în piață, respectiv pentru distrugerile din Parlament, iarăși nu se vorbește despre asta, tot costuri plătite de popor, mă refer la manifestațiile din iarnă, soldate tot așa cu violențe, sau pentru mobilizarea polițiștilor în general, pentru toate categoriile de manifestații. Și acestea sunt costuri, dar pe asta nu le mai pomenește nimeni. Și aici apare un prim avertisment asupra căruia atrag atenția, pentru că se regăsește și la ceilalți vorbitori. Domnul Dolganiuc spunea, cred că îl citesc corect, decât să trăiești târându-te, mai bine luptă și mori. Dacă e o metaforă, e poetică. Dacă îi îndemn la acele acțiuni viitoare care vor fi altfel, altor metode, atunci tare mă tem că unii ar putea interpreta asta și un îndemn către violență și distrugere, pe care, sincer vorbind, oamenii de specialitate, cei din poliție sau din alte categorii de servicii, îl vor lua în considerare. Pentru că dânsii nu gândesc în metafore, dânsii gândesc în realități care uneori îi lovesc în cap și le sparg capetele.
O să luăm o scurtă pauză publicitară. După publicitate, domnule colonel, ne spuneți de ce ați păzit anumite instituții, în opinia unora, exagerat, poate nici nu trebuia să fiți prezenți acolo. Tot după pauză să vorbim puțin și despre mesajele pe care le-au transmis unele, cum pot fi acestea calificate, și tot după pauză jignirele aduse atât colegei noastre din partea, nu știu, ea singură și erau vreo 5-6 toți în capul ei, dar toate după câteva minute. Rămâneți cu noi. Doamnelor și domnilor, am revenit în studio. Domnule Baziuc, poate răspundeți domnului Tabără și celor care au multe întrebări de ce erați la intersecția străzilor Bulgară și Ștefan cel Mare. Poate nu trebuia să fiți, la ce bun? De ce erați la sediul Global Business Center din strada Dimitrie Cantemir? Și doi, de ce nu le-ați permis în semn de nu știu ce, că așa îmi amintesc odată domnul Năstase vorbea și nu avea niciun dispozitiv de pe care să citească și nu știa în semn de ce trebuie înconjurat Parlamentul. Acum nu știu în semn de ce trebuie înconjurat Guvernul. Vreau să spun că duminica poliția s-a aflat la datorie. Deci a fost asigurată protecția unor sedii de stat, inclusiv și cele particulare, și am protejat toate sediile unde au fost depuse declarația organizatorilor, precum că le vor picheta. Deci, dat fiind faptul că a existat informații referitor la descaladarea situației, unor situații de conflict, deci poliția a asigurat și a repartizat forțe la toate obiectivele. Vă spun și mai mult. Deci n-au fost repartizate forțe polițienești numai la sediile cele care dumneavoastră le-ați enumărat, dar au fost repartizate cu mult mai multe. Deci forțele poliției au fost repartizate la toate sediile care au fost anunțate pentru a fi pichetate. Vreau să declar încă o dată că poliția va fi organul celălalt care va apăra toate sediile, inclusiv și toți cetățenii a statului și orice cetățean al Republicii Moldova. Ce ține de declarațiile domnului Slusar cu referire la împiedicarea deplasării transportului din regiunile țării, iarăși vă spun, este o speculație politică, putem să-i spunem și așa, dat fiind faptul că anterior noi tot am discutat împreună cu organizatorii, ba chiar și le-am asigurat deplasarea și însoțirea coloanelor cu automobile și transport în municipiul Chișinău. Deci tot traseul a fost monitorizat de către forțele de ordine, de angajați în Inspectoratul Național de Patrulare, și deci securitatea în traficul rutier nu a fost restricționată de către forțele de poliție. Cu atât mai mult au fost identificate locuri pentru parcare acestor unități de transport, unde tot au fost asigurate și parcarea lor, și asigurarea integrității mijloacelor de transport până la sfârșitul evenimentului. Deci, dacă să ne referim deja, chiar nu vreau să mă lansez în comentarii angajaților de poliție, aceluiași colonel Moțpan, care, sau a unui altor angajat al poliției. Știți, fiecare din noi foști, cei care sunt acum actuali în serviciu, noi toți am făcut un jurământ acestei țări. Există totuși un bun simț omenesc până la urmă, dar fiecare este responsabil pentru ceea ce afirmă. Eu vreau să dăm și reportajul pe care l-au realizat colegii din conferința de presă, atacul în adresa colegii noastre, Oxana, mă rog, cinci bărbați, ușor cinci bărbați, te pui cu o femeie să o insulți, dar să vedem și ce au vrut, că până la urmă domnii lideri ai partidului Platforma Demnitate și Adevăr au fost de acord să fie întrebați, dar de cineva anume, nu de oricine, nu de imbecilii și ratații care au venit la acea conferință.
O piatră putem să avem întrebări de la presa liberă? Deci nu, 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 eu v-am spus, să-și asume responsabilitatea cei care sunt responsabili de un protest pașnic. Așa s-a adresat Vasile Năstase către reporterul Jurnal TV. Indicațiile au fost date după ce liderii partidului DAS au năpustit cu injurii la adresa jurnaliștilor care puneau întrebări despre violențele de la protestul de duminică, fapt care i-a deranjat. Vă rog să vă, vă rog să vă prezentați. De unde? Nu răspundem la seminar. Nu cunoaște. Așa, pentru că nu suntem cunoaște. Ați ieșit să oferiți răspunsul, nu să ne dați... Exact, exact. Aceeași atitudine au avut-o liderii formațiunii și față de alți jurnaliști. Bine. Mai sunt și alte posturi. Da, poftiți, domnișoară. Domnișoară, mai este și altcineva aici, chiar nu vedeți. Ați întrebat, da? Ați adresat și cliente, nu? Cereți scuze de la polițiștii care au fost răniți? Eu personal? Da. Ce aveți cu mine, doamnă? Ce aveți? Eu v-am spus... Alte întrebări. Eu doar v-am răspuns. Nici directorul general al Jurnal Trust Media, Adrian Gâțu, și nici directorul de știri al Jurnal TV, Eugenia Năstase, soția lui Vasile Năstase, nu au răspuns la telefon pentru a comenta situația creată. Jurnal TV aparține oligarhului fugar Victor Țopa, condamnat penal în Moldova. Am revenit în studio... Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Ostaf, reprezentant societății civile, câtă libertate pentru unii, câtă libertate pentru alții și dacă că mai erau exponenții ai acestui grup recent în Piața Mare a Adunării Naționale și spuneau că au luptat în data de 7 aprilie 2009 pentru libertatea presei. Pentru astfel de libertate au luptat atunci? E clar că întrebările care sunt date de reprezentanții presei pot fi, adică cei care sunt în față pot oferi răspunsuri, pot neglija aceste întrebări, dar felul în care reacționează trebuie să emană o anumită grad de decență. Pot să spui că nu vreau să răspund la această întrebare, dar să folosești acuzații sau anumite etichetări vis-a-vis de aceste persoane, sigur că este în primul rând nu că este pur și simplu în afara principiilor de comportament în spațiul public. Eu înțeleg, am fost de foarte multe situații, foarte multe ori în fața presiei, la conferințe de presă, când veneau întrebări foarte dificile. Uneori nu-mi plăceau întrebările absolut, dar trebuie să ai un grad de decență ca să spui că, uite, prezentați-vă, asta este întrebare, răspund la această întrebare în felul în care eu înțeleg, dar să etichetezi oamenii sau să folosești oportunitatea aceasta pentru a înjosi oricare n-ar fi acest ziarist care îți place sau nu îți place, nu este o felul în care te comporți. Acum, sigur că nu am auzit foarte clar dacă există anumite forme de intimidare, adică față de, dar o formă de etichetare cu înjosirea personalității a fost foarte clar. Nu cred că este o modalitate care se încadrează în felul în care ar trebui să comporte o persoană publică și eu cred că cei care sunt din breaslă ar putea să califice, pentru că este o formă de comunicare lipsită de decență. Nu cred că în sensul acesta s-a încălcat un drept a ziaristului să pună întrebarea sau să nu pună această întrebare. Deci libertatea presiei nu a fost afectată, dar felul în care se proiectează percepția asupra unor ziariști care pun întrebări incomode, de fapt, degradează climatul de comunicare în spațiul mediatic de Republica Moldova. Asta este foarte clar. Dacă ar fi existat, de exemplu, o intimidare, de exemplu, uite, eu nu răspund la această întrebare și tu ai să ai, o să există anumite consecințe față de felul în care pui între această întrebare, atunci este o formă de intimidare foarte clară. Dacă, de exemplu, în raport cu un ziarist se folosesc anumite fraze în mod sistematic și totodată se trece la persoana acestei persoane care pune această întrebare, poate fi considerată ca o formă de hărțuire a unui ziarist sau dacă faci aluzii la alte persoane, că uite, acest ziarist este unul cu tare și cu tare și nu mai răspunde la această întrebare și în general el nu merită, este o formă de hărțuire în spațiu public și ea merită și este de fapt o limitare a libertății de exprimare a ziaristului. Deci în sensul acesta am încercat să creez câteva posibile situații în care nu ar fi fost tolerat absolut acest comportament a persoanei publice. Deci, pe ansamblu, eu aș spune că nu este o formă adecvată, decentă de comunicare cu ziariștii, chiar dacă întrebările sunt foarte incomode, foarte neplăcute, oricum trebuie să oferi un răspuns și să mergi mai departe. Asta este comunicarea în spațiu public.
acuza domnul Tabăr, vă dau voie să imediat să spuneți și cu atitudinea asta, poate, bine, România are o tradiție în presă, în libertatea presii. Haideți să nu facem comparația cu România, da. Că asta cu siguranță o să creeze, nu știu la ce discuții moment, suplimentare. La un moment dat, domnul Stasiu acuza pe colega noastră că vezi tu, doamne, citește ceva de pe un dispozitiv. Este și normal să-ți notezi întrebările, să le citești, că e vorba despre hârtie. Probabil ar trebui să vorbind, înseamnă că eu sunt de trei ori mai prost decât oricare alt jurnalist de pe lumea asta, pentru că am două telefoane aici, mai am culmea îndrăznelii și un laptop pe masă. Bine, să-i amintim domnului sale cum citea o declarație la Comisia Electorală Centrală de tot de pe un dispozitiv, poate discursul l-a primit în acel moment, poate l-avea scris, dar nimeni nu i-a spus nimic. Da, pentru cei care n-au urmărit, haideți să trecem puțin în revistă momentele, pentru că s-ar putea să nu înțeleagă oamenii, ei n-au văzut această, sau cei mai mulți n-au văzut conferința propriu-zisă și momentele respective n-au putut fi surprinse toate într-un singur material, adică în cel pe care l-am văzut noi acum, dar au fost mai multe momente în care la un moment dat vorbitorii au refuzat să mai discute cu ceea ce ei numeau presa captivă a lui Plahotniuc, trustului Plahotniuc și așa mai departe și făceau tot timpul apel la întrebări din partea presei libere, spunând că nu vor discuta decât cu presa liberă, îl strigau în permanență pe un anume domn Adrian, care nu mai punea acea întrebare, care probabil trebuia să fie pusă. S-au supărat pe întrebările pe care le-a pus colega mea Oxana Bodnar și care se refereau la două lucruri. Unul, dacă își asumă răspunderea pentru evenimentele petrecute la protestul de duminică și doi, dacă au vreun mesaj să transmită polițiștilor sau familiilor polițiștilor pentru ceea ce li s-a întâmplat. Întrebări care au iritat. S-a mai adăugat un jurnalist de la Today.md pe care l-au făcut pur și simplu sconxul lui Plahotniuc și au spus că nu vor mai discuta cu el și în general cu presa care nu e liberă. După care a fost un moment în care unul dintre vorbitori a încercat să justifice faptul că Jurnal TV este un post de televiziune liber, chiar dacă este plătit din banii a doi fugari, până la urmă condamnați în Republica Moldova, dar despre care s-a spus că fac business-uri cinstite în Germania. Nu stau acum să calific această problemă, dacă e, dar nu e așa, dar tot n-am înțeles diferența fundamentală între un post finanțat de un om de afaceri și un post finanțat de un alt sau alți doi oameni de afaceri. Singura diferență fiind că cei doi sunt condamnați în Republica Moldova, dați în căutare internațională și așa mai departe. Probabil că pentru vorbitor nu există nicio diferență, probabil că pentru ei este egalitate. Tot ce pot să spun este că am activat 2 ani și pentru Jurnal TV, după cum 2 ani activez și pentru grupul celălalt de presă și cred că am posibilitatea de a spune că știu foarte bine ce se întâmplă și într-o parte și în cealaltă. Și dacă va fi chiar nevoie să intru în detalii, cert este că mi s-a părut foarte neplăcut ca o jurnalistă care, și acum Oxana nu te supăra pe mine, dar din moment ce despre mine s-a spus că manipulez bonom și rotund, atunci trebuie să spun despre tine că probabil că la înălțimea ta, poate doar cu ținută de iarnă când tărești 45 de kilograme, s-au năpustit asupra ei, absolut neelegant, etichetând-o în fel și chip și refuzând să mai discute cu ea. Aș mai spune doar că colegii din presă au fost numiți imbecili și ratați. Ba chiar unul dintre vorbitori și-a permis să spună: eu am o casă pe care am făcut-o din banii mei, dar tu n-ai nimic, ești un ratat. Așa ceva mi s-a părut absolut incalificabil. Absolut incalificabil și pentru asemenea afirmație aș fi dorit o reacție a ONG-urilor din presă, dar văd că ele tac în continuare. Li se pare că e firesc să fie tratați oamenii de presă în felul acesta. Oamenii au fost întrebați, oamenii din presă, tu câte cărți ai citit și așa mai departe. O sumă de jigniri și de insulte absolut inacceptabile, absolut inacceptabile într-un asemenea moment și în oricare alt moment, de fapt. Și culmea a fost la un moment dat că domnul Andrei Năstase amenința că se ridică și cheamă poliția ca să elimine un om al lui Plahotniuc. Care poliția? Aceea despre care s-a spus că îi aparține totul Plahotniuc? Aș fi preferat să fie mai multă obiectivitate, mai multe argumente, mai multă decență, mai puține amenințări, mai puțină manipulare. Aș putea să disec cuvânt cu cuvânt tot ceea ce s-a spus în această conferință și, repet, nu are importanță ce păreri împărtășești, pe cine urăști și pe cine iubești, în care trust lucrezi sau nu lucrezi. Ai dreptul să ai opinii, dar n-ai dreptul să faci ceea ce am auzit că s-a făcut în această conferință de presă, în condițiile în care spui că dorești un stat democratic. Dacă vrei o dictatură, dacă te interesează să schimbi o presupusă dictatură cu una care se anunță foarte reală, atunci da, poți să faci asta, poți să te porți cum vrei, poți să încerci să impresionezi, să manipulezi, să apelezi la formele demagogiei și ale impresionării unei anumite categorii de public. Dar dacă asta, pe de altă parte, se numește căutare de voturi cumva, atunci iarăși avem o mare, mare, mare problemă. Asta e, regret că, cu asta încheie, regret că sunt obligat să fiu mai tranșant decât sunt de obicei, mai puțin rotund și bonom.
Asta este. Ce am văzut astăzi și pot argumenta și mai departe dacă e cazul, este absolut inacceptabil. Domnule Ciurea, revenind la această conferință, bine, și citându-o pe fostul viceministru de externe, Valeriu Ostalep, care spunea că opoziția de stradă vrea preluarea puterii, dar nu a venit măcar cu o platformă sau cu, nu a venit cu o ofertă, să spună clar ce ar putea schimba, cu ce ar veni sau care ar fi modelul de scoatere a Republicii Moldova din captivitate și modernizare a Republicii Moldova, am văzut și această atitudine față de presă. Asta ar urma să se întâmple cu posturile incomode dacă, după alegerile corecte, parlamentare, Partidul Platforma Dar lua majoritatea în Parlament, fie majoritate matematică, fie absolută, fie constituțională. Bun, sigur, rolul de opoziție te obligă să-ți radicalizezi discursul și să te manifeste destul de violent, discursiv violent. Uneori e vorba și de violență directă, alteori, ca în cazul conferinței, e vorba de o violență simbolică la nivelul discursului politic. Sigur, este regretabil acest lucru, deși, iarăși, noi, în calitate de comentatori politici, chiar în calitate de public, trebuie să acceptăm mai curând o violență a limbajului decât o violență reală. Din punctul ăsta de vedere, nu pot compara aceste două mari probleme. Atacul asupra poliției, care categoric este mult mai grav și l-aș comenta mai mult decât această agresiune verbală în raport cu colega dumneavoastră. Bun, noi ca jurnaliști, comentatori, suntem în permanență expuși unei asemenea violențe și, de fapt, trebuie să avem o anumită imunitate față de acest lucru. Sigur, trebuie să reacționăm. Bun, și eu uneori sunt ținta unor asemenea violențe, repet, verbale. Ele nu lovesc tare. Haideți, totuși, să dăm cezarului ceea cezarului și astăzi cei care au pățit sunt polițiștii, pentru că ei au încasat pietre. Noi încasăm cuvinte. Întrei muchii, cuvinte poate neplăcute, dar nu asta este cea mai mare problemă. Din această cauză m-ați întrebat cum se va comporta platforma, da, dacă va ajunge la guvernare în raport cu presa. Nu știu cum se va comporta. S-ar putea, ați văzut și în cazul dat, în cazul acestei conferințe de presă, unul încerca să răspundă colegii dumneavoastră. Am impresia de domnul Dolganiuc că căuta răspuns. Altul încerca să blocheze discuția. Sunt și ei în proces de învățare a regulilor democratice. Dacă vor ajunge cândva la putere, eu cred că vor învăța foarte repede. Dacă nu, eu cred că furia mulțimii foarte repede îi vor opri, îi vor bloca și îi vor destitui din funcție. Până la urmă, concluzia mea în raport cu această discuție legată de jurnalistică este că și jurnaliștii și comentatorii trebuie să învețe să încaseze. Și aș vrea foarte mult ca noi să încasăm, dar polițiștii să plimbe foarte liniștit pe stradă și să-i oprească doar pe cei care încalcă reguli legate de viteză de circulație. Avem câteva minute până la final. Doar că există momentul în care se acumulează calitativ un număr de discurs violent, asta se transformă pe teren în anumite acțiuni violente. Deci asta este o problemă de principiu la film. La final, dacă ați putea să le transmiteți un mesaj sau să le răspundeți, iarăși am să vin cu aceeași întrebare, că sunteți plătit pentru a lua pietre în cap, poate aveți un mesaj pentru protestatari și celor care spun că altceva nu știți să faceți și nu trebuie să faceți decât să luați pietre în cap pentru banii pe care îi primiți. Eu cred că poliția până acum a demonstrat nu odată că este capabilă să gestioneze diferite situații într-o siguranță a cetățenilor, într-o neadmitere a diferitor situații violente. Totodată vreau să reamintesc inclusiv și foștilor colegi și organizatorilor așa gen de manifestații că totuși potrivit legislației organizatorul are o anumită obligațiune atunci când organizează un protest sau o manifestație. Deci una din ele este asigurarea bunei desfășurări a evenimentului și evitarea unor posibil escaladări sau violențe. Totodată vreau să spun că de acum și încolo iar revin cu un mesaj. Cetățenii au dreptul de a protesta, dar
să știe că ei au și niște obligațiuni, specific dreptul constituțional de a se manifesta în stradă, dar oamenii trebuie să înțeleagă faptul pentru ce se întâmplă în stradă. Este responsabilitatea lor. Poliția va asigura, poliția nu va admite, dar foarte mult depinde și de cetățeni. Am înțeles, domnule Vaziu, că domnule Tabără, în concluzie, care a fost miza, care a fost prețul și care a fost rezultatul protestelor din 24 aprilie? Impresia mea, și repet, este doar impresia mea, este aceea că în protestele, de fapt, nu au fost proteste, ci pur și simplu un început de campanie electorală camuflat sub niște proteste, că violențele la care am asistat au fost suficient de bine coordonate, pentru că am văzut la un moment dat protestatari cu căști în urechi care stăteau și dialogau unii cu alții și îi pot arăta pe imagini dacă chiar e nevoie. Protestatari care zădărau mulțimea, după care aveau cumva senzația că trebuie să o și tempereze, că toată povestea aceasta va avea o continuare și sper să nu fie aceea către care se făcea trimitere la un moment dat, și anume alte metode, respectiv să ne sacrificăm, să murim, să nu știu ce să facem, pentru că astea toate par să fie îndemnuri la violență. Îmi doresc foarte mult ca orice fel de bătălie politică ar fi să poartă în continuare Republica Moldova să rămâne, cum spunea domnul Ciurea, pe zona asta duelurilor verbale, poate mai tăioase, poate mai acide, poate nu întotdeauna foarte principiale, dar să nu se transfere niciodată în zona în care polițiștii se urmează să fie nevoiți să încaseze pietre în cap sau să aplice metodele pe care, după cum spunea și domnul colonel aici în platou, are dreptul să le aplice conform legii. Iar în rest, în ce mă privește, pot să spun doar că un imbecil ratat continuă să-și respecte foștii colegi, chiar dacă nu întotdeauna beneficiază de același tratament din partea lor. Domnilor, vă mulțumesc mult pentru discuții, comentarii și explicațiile pe care le-ați adus aici la Fabrica. Doamnelor și domnilor, rămâneți în continuare cu Publica TV. Noi ne revedem mâine, aceeași oră, la Fabrica.